Bună seara tuturor! Mă simt onorat să fiu în fața dumneavoastră în seara aceasta, să reprezint Senatul, gazda dumneavoastră. Din partea colegilor senatori, doar câteva cuvinte. Nu e pentru prima dată când vin în fața dumneavoastră. Mă bucur că suntem împreună în această seară, ca de fiecare dată. Nu e prima dată când un asemenea eveniment este organizat în Parlament. Treceam puțin mai devreme pe aici, când sala era în curs de pregătire, și am auzit câțiva vizitatori întrebându-se de ce un eveniment ecumenic în Parlament. Ce legătură are religia cu politica? Pentru că în politică se folosește de prea multe ori intriga și de prea puține ori diplomația. Religia trezește sensibilitatea oamenilor, spiritul lor, scoate ce e mai bun din noi. Cum reușim să conciliem aceste lucruri? Ne dorim la nivelul Parlamentului să cooperăm cât mai mult posibil în interesul oamenilor. Încercăm și noi să slujim oamenii politici într-un fel sau altul, așa cum faceți și mulți dintre dumneavoastră. La fiecare 4 ani de zile ne dăm seama dacă ceea ce am făcut a fost apreciat sau nu, dacă am reușit cu adevărat să slujim oamenii. Uneori ne iese, alteori nu. Dar sunt momente în jurul unor valori la nivelul Parlamentului și nu puține, când reușim să ne adunăm, ne adunăm și în seara asta. Săptămâna trecută, la nivelul Senatului, a pornit o inițiativă într-un domeniu destul de sensibil în ziua de astăzi, care a adunat semnături de la toate grupurile parlamentare. PSD, PNL, UDMR, Pro-România, toată lumea a semnat acea inițiativă. De ce? Pentru că ea pornea dintr-o nevoie reală. Pentru că nu avea nimic ascuns în ea. Încerca pur și simplu să rezolve o problemă de care se lovesc foarte mulți oameni. Atunci când avem inima deschisă, punem pe masă cu adevărat problemele oamenilor, nu ai cum să nu aduni în jurul nevoii de rezolvare pe toată lumea. Ne-a ieșit săptămâna trecută, ne-a ieșit și alte dăți, cu siguranță o să ne iasă în continuare. Când deservim oamenii, nu avem cum să ne prefacem că nu avem aceleași valori. Ne țin împreună ca societate aceste valori. Este evident că numai în jurul unor valori comune putem să construim și național, și european. Ne uităm de foarte multe ori la valori naționale, la valori europene și ni se pare că există un zbucium între ele, ca să nu spună altfel. Nu căutăm decât să ne așezăm într-o matcă comună, nimic altceva, și atunci când cauți să te așezi, cu siguranță îți găsești uneori poate mai greu locul, dar ți-l găsești în final când toți cei din jurul tău vor să facă acest lucru. Întorcându-mă cumva la întrebarea inițială, de ce un eveniment ecumenic la nivelul Parlamentului, de ce un eveniment ecumenic într-un Parlament politic? Un Parlament laic nu înseamnă un Parlament fără valori. Pentru noi toți, în Europa, valorile sunt comune și ele sunt deopotrivă pentru religie, pentru politică, aceleași. Valorile creștine ne țin uniți împreună în Europa. Mulțumesc, să aveți o seară frumoasă!